Directorul general al Acotim, președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, a participat zilele acestea la evenimente importante în Turcia, care au avut loc în perioada 23-24 octombrie. Am fost onorat să particip la deschiderea evenimentului cu o intervenție despre industria apei din România, alături de personalități recunoscute din domeniul apei. Au fost două zile pline, extraordinare, în compania unor profesioniști recunoscuți la nivel internațional, în care Asociația Română a Apei a fost primită și privită cu cea mai mare încredere, transmite Ilie Vlaicu.